Acum voi da în continuare cuvântul domnului ziarist și critic de artă, domnul Bunescu. Domnul Cojocaru este prietenul și susținătorul nostru al tuturor pictorilor foarte zelos, deci va rămâne cu ultimul cuvânt, ca să zic așa, în afară de mine, care nu mai limbută. Deci, dăm cuvântul domnului Bunescu, ziarist și critic de artă, căruia îi mulțumesc că este aici și dânsul iar pot aprecia că a crezut în mine din prima secundă în care m-am cunoscut și mulțumesc din suflet. Bun găsit! Plecăciunea întâncă tuturor! Vă rostesc smerit voi dumneavoastră! Îngerul artei ne caută în zbor să vedeți o creație măiastră. Bun venit la casa Schiller, în centrul orașului, să vedeți expoziția Nenuța Stăicuț, artistul total, o seară memorabilă dedicată frumosului, pentru o colecție cu efect aproape mortal. Lucrările așteaptă cu minți pesimeze, cu peisaje, culori, perspective, lungime. Publicul vrea să asimileze tot ce este mai frumos pe lume. După câteva versuri, pentru că doamna Neluța este o mare poetă, am vrut să fac și o debută în acest ton, aș vrea să vă spun că avem în față un fenomen, din punctul meu de vedere. Dânsa a renemorat câteva dintre calitățile și domeniile în care lucrează. Domnul președinte a evocat partea cromatică artistică. Domnul Cove va analiza din interiorul fenomenului artistic ce face doamna Neluța. Ce aș putea eu să vă spun ca să vă șochez? Spre deosebire de toți acești vorbitori. Păi vă șochez, spunându-vă că în afară de lista pe care doamna Neluța a spus-o, de 12 puncte pe care nu le mai amintesc, terapeut, artist plastic, prozator, poet, autor de cărți, povestitor, iar dânsa este și actor de câteodată. De asemenea, este un mare maestru al internetului. O să găsiți vreo 4-5 pagini de Facebook, canal de YouTube, multe alte scrieri și se miște extraordinar de rapid. Dânsa este o fostă și actuală foarte mare sportivă. Doamna Neluța face filme mai frumos decât mulți operatori din România actuală. Doamna Neluța face imagini fotografice mult mai expresive decât mulți artiști fotoreporteri din România actuală. Și multe, multe, multe alte lucruri din care vreau să vă spun un singur lucru. Lista continuă, o să vă spun altă dată, 123 de calități. Are ca meserie, doamne, în 123 de direcții se duce dânsa foarte dezinvolt. Dar haideți să nu spunem acum, toate câte sunt vorbiți și de scriptură puțin. Eu vă dau un singur lucru. Doamna Neluța trebuia să plece în urmă cu câteva săptămâni într-o expediție, într-o țară unde nu cunoștea nimeni. Și ne-am înscris în echipaj, eu ca să ajut că mai vorbesc o limbă, două, trei, puțin, în 4-5 pun întrebări, și domnul președinte, soțul. Dânsul este președinte de domnul la noi, da? Dânsul coordonează, butonează și așa mai. Bineînțeles că cei doi cavaleri au lăsat-o pe distinsa doamnă baltă. Și doamna Neluța s-a așezat frumos la volan, mii de kilometri în față, într-o țară unde nu știa limba, mii de kilometri înapoi. Doar 3800, nu mult. Eu vă spun că am vorbit cu președintele organizației unde dânsa a fost. Și a spus, domnul Bunescu, doamne, pe noi ne-a șocat, neștiind limba noastră, era vorba de un grec. Dânsa ne-a uimit pe toți. Nu știu cum a făcut, cum arată, cum s-a purtat, a găsit cantație pe internet, nici nu interesează. Ideea este că a fost numărul 1 în tabăra internațională de pictură din Grecia. Da? Bun. După acest portret neaipomenit, aș vrea să vă spun că doamna Neluța Stăicuț, domnule, are un nume predestinat. Domnule, Stăicuț, nu ne amestecăm. S-a căsătorit un distins domn, un nume frumos din județul Goș, de unde este și acest superb costum.
Da? 100 de ani flota. Și nemaipomenită opinii, și o să analizați asta separat. Asta e altă parte a artei pe care de s-au prezentat acum. 100 de ani, și astea cele mai noi făcute de doamna Neluță. Da? Și deasupra stă o cruce, ca să știm și noi pe ce lume trăim, și că după aceea mai este încă ceva de trăit, după ce noi ne terminăm existența terestră, și mai este și conul abundenței alături. Dacă vă uitați la gâtul Doamnei, este și conul abundenței. Păi dați seama câte lucrări. Doamne, aici au fost expoziții la Casa Schiller. Dar așa ceva eu nu am văzut. Sunt 100 de lucrări. Da? Mari, mici și nici mocii. Bun. Deci asta e cu specuț. Neluța, doamne, vine de la Nelu. Diminutivul lui Ion. De la latinescu Iohannes. Fără politică, Iohannes înseamnă Iahve e milostiv, Dumnezeu este împărător. Deci iată că primim un cadou de la divinitate, cruce, nume, suntem clasați deja în lumea divinității. Aș vrea să vă spun că vorba multă sărăcia omului, trecem la expoziție. Primele lucrări în partea stângă, cum intră omul în expoziție, sunt făcute din nasturi. Dom'le, superbe, le analizăm atâta, dacă trebuie. Vreau să vă spun obiectul ca atate, da? Ce reprezintă el? Nașturi le deschide și vom avea o perspectivă deosebită în toată expoziția aceasta. După ce am deschis noi Universul, intrăm la un sector de ațe, funii și sfori. Acolo ne leagă bine, doamna autoare, ca să nu mai scăpăm de aici, întregi, la suflet, după sfori. Dom'le, trecem la partea naivă, de artă populară. Dom'le, dumneavoastră vedeți ce aveam aici, o distinsă reprezentantă artă. Să spune mie cineva cei mai trani pentru țara asta de pe arta populară, folclor și satul unde lucrurile merg înainte, indiferent de titlul președintelui, titlul premierului, componența guvernului și mai... Dom'le, vacile pas, liniștite, sunt mulse, lapte, lapte bătuți, brânză. Lumea trăiește indiferent de... Aceasta este România eternă care merge mai departe cu mare succes. Brânza reprezintă România eternă. Dom'le, titlul expoziției zice dânsa cu suflet, din suflet, din suflet de copil, adult. Păi da, domnule. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la Casa Schiller, unde noi suntem aici, plutește deasupra noastră spiritul acestui mare gânditor german, care el a zis așa, domnule, păstrați-vă visele tinereții. Doamna Neluța este o permanentă tânără și vreau să vă spun că deși la, acum are doar 35 de ani, dânsa, în realitate, are 25, așa ca să vorbim serios, și este mult mai vie decât mulți tineri de 25 de ani care sunt amețiți de ecrane, televizoare și telefon. Bun. Vrea să spuneți ceva? Nu se uită la televizor. Păi da, păi da, asta, păi da, bineînțeles că nu se uită la televizor. Păi da, așa arată așa bine că dacă vezi un grupaj de știri cu accidente, violuri, sânge și alte nenorociri, te-ai făcut bani la față. Am trecut la partea de folclor, da? Avem centenarul Marii Uniri. Dom'le, noi suntem aici uniți într-o sărbătoare foarte frumoasă. Flori, aici începe povestea de dragoste. Uitați în dreapta, da? Este o poveste foarte frumoasă. Se cheamă lucrarea Speranță și Disperare, da? Viața noastră este în balans între speranță și disperare. Mai departe avem niște fruturi foarte frumoși. Zburăm cu ei până în sala 2. Am ajuns în sala 2. Dom'le, în sala 2, nu știu câți ați văzut, dar acolo este șoc. Șoc, nu mi-am spus aici, o colecție aproape mortală. Dar o să ieșiți cu viață, nu vă speriați, că ieșiți cu viață. Bun, în sala 2, dom'le, primele lucrări, scoici teribile, plasate pe prânză, da? Dom'le, scoica, vreau să anticipează că mâine va fi ziua Marinei, da? Asta adică totul este anticipat, totul este vizionat. Și într-o mare frumoasă, deja noi suntem la plajă, relaxați, vine sucul de fructe și ne răcolim.
După aceea avem flori, arbori, toată creația divină, avem niște mănuși frumoase într-o lucrare, să o vedeți. Dom'le, noi trebuie să ne purtăm cu mănuși, doamna Neuța. Eu trebuie să-mi aleg cuvintele, adică să-mi aleg cuvintele cu mănuși, că dacă o violentez cu ceva, zice, mai Aristotel, eu ți-am dat ție un interviu de, atenție, 192 de pagini. Mie mi-a căzut fața, până la mine răspund pictorii și actorii. Da, sunt bine, îmi place aia, o pagină ce mult. Desa 193 mi-a trimis. Și eu a trebuit să citesc și să le ilustrez cu poze de ale dânse, cu lucrări. A fost un vis, nu m-a întrebat, zice Aristotel, măi, ai trebuit la proză, faci volume cu dânsa? Zic, domne, volumele o să iasă. Bun. Mai departe, după avem Mihai Eminescu. Aici nici nu comentez. Mai departe și o inimă ruptă. Mie mi-a rupt inima în două, da? Inima mea în două este pusă acolo și curge din ea sânge. O să vedeți, date. După aceea este un frumos corp uman feminin, pentru că de aici pleacă totul. Și, ca să încheiem, lucrări cu semințe. Până la final sunt lucrări cu semințe. Nu mă credeți, dar o să vedeți. Adică ce înseamnă? Că de-abia de acum va începe marele spectacol al doamnei Neluța la următoarele expoziții. Dânsa are acum expoziția personală numărul 5. Dânsa are acum un impresionant CV unde sunt 30 de prezențe expoziționale. Dom'le, o să zic omul că e mult, e puțin, nu știu, dar vreau să vă spun că dânsa doar din 2011 s-a lansat pe domeniul artelor vizuale, da? Deși a luat un premiu când era elevă și profesor, învățătoarea, la ora de desen a zis: „Aoleu, măi, dar tu faci frumos desenele, îl faci frumos!” Deci ea a văzut că linia curge într-un mod deosebit. Mai avem vorbitori, așa încât o să vă mai rostesc doar câteva fraze în versuri și cu asta am terminat. Cuvintele se apropie în cea de final. Poftiți să vedeți o artă sublimă. Declar expoziția deschisă oficial. Dar nu plecați. Urmează o tratație foarte fină. Semnează mereu un prieten fidel, cu voia dumneavoastră, Bunescu Aristotel. La final să aplaudăm gazdele și pe creatoare care primește afecțiunea noastră și o îmbrățișare. Momentul să nu uite în această secundă, pentru că după